curat elasticul. Privit cât de lung mi-a ieșit ciorapul. După cum vedeți, am trecut un ochi. Vă arăt acum închiderea elastică. Am trecut un ochi de pe partea aceasta, am trecut aici. Și priviți cum facem. Înainte de ochiul pe dos, vom face jeteul către noi, în partea de sus, așa. Lucrăm ochiul pe dos, jeteul îl trecem peste ochiul pe dos și după aceasta trecem și celălalt ochi. Mai departe, avem un ochi pe față. Facem jeteu prin spatele andrelei sau cum să zic. Iată așa. Lucrăm un ochi pe față. Trecem jeteul către, peste ochiul pe față, apoi ochiul precedent peste acest ochi. Și tot așa vom repeta până la sfârșit. Facem jeteu prin față, să zicem așa. Iată așa, prin față. Lucrăm ochiul pe dos. Trecem jeteul peste ochiul lucrat, apoi trecem ochiul precedent. Și vom avea o închidere elastică. Facem jeteu prin spate, lucrăm ochiul pe față, trecem jeteul peste ochi și acest ochi la fel îl trecem. Și continuăm să închidem toate ochiurile. Ajungem către final. Priviți cum facem. Jeteu, un ochi față. Trecem jeteul peste ochi și ochiul anterior. Așa. Avem un ochi pe dos. Facem jeteul să vină deasupra andrelei. Lucrăm ochiul pe dos și la fel trecem ambele peste ochiul lucrat. Și acum ne-a rămas să tăiem firul, scoatem și deja ascundem aici. Ascundem bine firul, vedem cât este de elastică marginea. Și când vrem să încălțăm pe picior, foarte bine intră, se întinde. Este o metodă, vedeți? Uitați-vă. Deci se întinde foarte bine și cel mai bine este că rămâne o stare inițială. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru comentarii, pentru like-uri, pentru tot vă mulțumesc. Nu uitați să intrați și pe Facebook. Grupul nostru se numește Knitting is my hobby. Se scrie cu capa, knitting. Și vă invit pe Instagram să postați rezultatele voastre, dacă aveți rezultate inspirate din tutorialele mele. Etichetați-mă. Am și pagină pe Facebook, tot la fel se numește Knitting is my hobby. Și vă invit și pe blog, la fel se numește Knitting is my hobby. Doar că ăsta, canalul de YouTube se numește Ale Tricotăm. În rest, totul este Knitting is my hobby. Vă voi lăsa în descriere toate linkurile. Și referitor la grupul nostru, avem un grup pașnic, multe idei. Și ori de câte ori se cere ajutor, avem două admine, Irina și Lencica, care mereu sunt gata să ajute. Ele întotdeauna creează o atmosferă energică, pozitivă în grup și, repet, se promovează, chiar într-adevăr, se promovează bunătatea și bunul simț. Vă invit să ne inspirăm și acolo împreună. Eu v-am pupat, la revedere!